Bună ziua, sunt Silviu și bine v-am regăsit la episodul cu numărul 20, filmat în România. Bine ați venit în laboratorul de chimie. Da, v-ați dat seama, nu este vorba despre un laborator de chimie. Este ceva mult mai important decât atât. Nu știu câtă chimie este în ceea ce facem noi în columbofilie, cred că mai mult genetică. Aceasta este crescătoria în care eu am avut porumbei începând cu anul 2003 până ziua de azi. După cum puteți vedea, mai tot timpul au fost porumbei aici. În 2003, după ce m-am mutat din orașul Iași, eu am avut porumbei în Iași, în cartierul Frumoasa, mulți ani, de mic copil. După ce m-am mutat aici în Târgu Frumos, în Războiei, în Târgu Frumos, mi-am mutat și eu porumbei, bineînțeles, porumbei pe care aveam acolo, voiajori. Și în timp ce casa era în construcție, mi-am amenajat un fel de volieră din ceva material de construcție pe care îl avea aici pe lângă casă. Și după finalizarea podului casei, mi-am mutat porumbii aici. Ceva simplu, asta este intrarea, asta este anexa casei, un pod jos, cred că vreo 1,5 metri are pod înălțime în mijloc acolo. Și aici am avut foarte, foarte mulți porumbei. Au fost cuiburi pe sus, pe jos. Am așa, se închide aici. Chestia aia de cu balavane sus. Se închide, bineînțeles, după ce ai plecat, ea se închide jos. Laboratorul de chimie. Vedeți, aveam umor negru de pe atunci, de acum 15 ani. Aveam un umor aparte. 16 ani. Da, a fost construită cu 16 ani în urmă și cred că este funcțională, eficientă și în ziua de astăzi. Asta este un compartiment pe care îl folosesc atunci când porumbeii pe care unii dintre voi cumpărați sau cei care cumpără de la mine au porumbeii aici o perioadă diferită, de 3, 4, 5, o săptămână de zile și așa mai departe. Porumbeii stau aici pe mâncare bună, apă curată și, bineînțeles, grid cu vitamin mineral. Basic, suficient cât să-și revină după, să zicem așa, șocul transportului. Este foarte cald acum, suntem pe 31 iulie 2019. Podul este acoperit cu tablă și, după cum puteți vedea, transpir. Este un sistem de ventilație aici cât de cât gândit. Sunt gurile aia de aerisire, lucarna, asta a făcut o lucarnă aici, pe unde ieșeau porumbei afară. Nu avea nimic aici, astea sunt de pe vremea aia, grătarele astea. Și afară, după cum puteți vedea, vedeți, este tabla acolo, da? Și porumbei alunecau pe tabla aia, nu puteau să urce. Și am pus eu două scărițe, funcționale, 100%, deci urcau pui fără probleme. Bine, cei bătrâni zburau de pe acoperiș, de acolo de pe acoperiș, altă lucarnă făcută în fața casei, sau de pe hogeag. Cumva acolo este un hogeag, nu știu dacă îl vedeți, lumile a camera, este un hogeag, de acolo zburau direct pe găurile astea. În față aveți orașul Târgu Frumos, la aproximativ 5 km, și în spatele meu orașul Iași, la 41 de km. Drumul european e 85. Este o zonă frumoasă, dar nu așa de bună pentru a crește porumbei, să gugoștiuci, pentru că stâlpii sunt foarte periculoși atunci când porumbeii se așează pe ei. Fac arc electric și am pierdut foarte multe exemplare, țin minte, în anii 2003, 2004, 2005. Pur și simplu cădeau, până bătrâneau ei așa un pic și aveau program de zbor după care intrau în crescătorii. Dacă vreau să am porumbei aici, cred că voi avea cu siguranță pe viitor, trebuie să-i antrenez să iasă afară și să intre foarte repede. Trebuie să educați. Acolo am doi porumbei standard românesc, din linia veche. Nu este standard de frumusețe, este standard de zbor. Sunt porumbei care în anii 60-70 erau folosiți la zborurile de viteză și veneau bine. Rupeau la 200 de km. Nu sunt din aia grei, uitați-vă la ei, au picioarele scurte așa, nu sunt foarte groase, ochiul alb, dar ăștia
ăștia sunt destul de inteligenți ca și voiajori. Nu știu cât pot ei să ducă, câți kilometri. Au rămas doar ei doi. Am mai avut o femeluță, dar nu mi-a plăcut pentru că ăștia sunt lucrați în consanguinitate. Bănesc că sunt frați și am de mulți ani aici și n-am găsit ca o două albastre, două femeluțe albastre pentru ei în linia lor, dacă se găsește, linia aia veche de standard românesc de zbor. Eu știu că mai erau prin piață câțiva crescători, dar nu cred că mai trăiesc. Pe la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, încă se mai găseau, dar din păcate astăzi nu sunt decât americani, procesul american, standardul ăla azur și nu mă interesează. Ei rămân aici, sunt stăpâni, știu despre ce este vorba, s-au adaptat perfect încăperii astea. Și, și acum cred că ar fi eficientă și acum aș putea ține porumbei la zbor aici fără probleme, dar este un spațiu pe care îl folosesc eu ca și carantină. Odihnă, mai bine zis, refacerea porumbeilor pe care eu îi trimit din Danemarca spre România. Stau aici, poposesc o perioadă, câteva zile, o săptămână, mâncare bună, apă, tot ce le trebuie. După cum puteți vedea, a făcut deja ou, femeluța asta a venit aici cu 2 săptămâni și ceva, a făcut un ou în cutia de transport, în lada de transport și acum a făcut din nou ouă imediat, cred că o să scoată pui la sfârșitul săptămânii. Ăștia sunt dați, sunt vânduți, lui Dorin din Bârlad și săptămâna viitoare o să vină să ia și dacă vor fi puiuți mici, bineînțeles că vor lua și puiuții. Deci va lua și puiuții, sunt al lui. Cam asta este. S-a menținut așa cum trebuie. Au fost porumbei, așa cum am zis, voiajori, după ce am plecat în Danemarca în 2000, la sfârșitul anului 2006. Au fost porumbei voiajori, numai porumbei voiajori aici. Numai și numai voiajori. Dar încetul cu încetul s-au rărit. Au fost în un sezon și atunci când m-am întors, erau mulți pui aici, era o grămadă de pui, am dat drumul, s-au împrăștiat ăștia peste tot. Printre vecini au plecat, știți care treaba cu porumbei care stau prea mult închiși. S-au mai întors câțiva. De atunci au stat afară și încetul cu încetul au murit. Ba, se lăsau pe aici prin spate și mâncau grăunțe tratate. În primăvară mai mai luat uliu, șoimu. Este o fermă aici de porci dezafectată unde sunt câteva familii de șoimu. Îi aud, îi văd în fiecare zi. Și încetul cu încetul, prin surprindere, transpir de nu mai pot aici. Locul ăsta a fost invadat de clasicul gânjoi, guțan. Băi, și nu știu de unde veneau, dar erau mulți. Și s-au adaptat perfect, erau mult mai adaptați aici, se mulțeau. După care Taimu s-a ocupat de ei în sensul că i-a eliminat pe toți, a închis aici. Și următorul an, bineînțeles că eu mi-am mai băgat ceva porumbei. În fiecare an luam porumbei și la casa nouă, casa mea de acolo, când mi-am pus, după ce mi-am pus acoperișul, mi-am cumpărat porumbei, un lot de pui, de vreo 20 de pui. Și am băgat la etajul, la utajul 1, în baie, cu ieșire, cu absolut tot ce trebuie. La fel, al doilea an, n-au rămas decât foarte puțin, pentru că i-a prins ceva. Cam asta este din laboratorul de chimie. Aici în spate aș avea o bucată foarte bună de pământ unde aș putea, unde mi-aș putea amplasa o crescătorie. Acolo avem sudul, nordul este în spatele meu, răsăritul acolo și a pus un în vest. Leo va fi mutat, nu va rămâne aici. Salut Leo, ce faci Leo? Leo banditul. El merge pe șufă până la vale. Mă gândesc că aș putea face o crescătorie undeva în spate, în spate cu gardul, dar îmi trebuie deschidere la porumbei. Cea mai bună idee ar fi ca crescătoria să fie aici, nordul undeva, așa, e direcția aia, să fie cu spatele la nord și fața spre sud, să am lumină și să o amplasez aici, într-o parte în alta. Și să am deschidere să zboare porumbeii la vale. După cum puteți vedea, stâlpii ăștia sunt extrem de deranjanți. Și aici ar fi deschidere pentru porumbei să zboare
ar fi ok pentru ei să înalțe stucănaia. Este o problemă generală aici în România cu firele astea de înaltă tensiune, cu cablurile astea puse aiurea. Nu știu. De-aia vin și mulți porumbei loviți, dar remarc că lovesc clădiri, în principiu. Arada, să arada așa pieptul. Clădirile, vârfurile, acoperișurile clădirilor. Dar sunt foarte multe fire în zona asta noastră, până la Iași, tâlpi de înaltă tensiune. Deci am un stejar, un stejarel frumos. S-a dezvoltat frumos. Plăcut. Și cred că aici o să fac un foișor să aștept porumbeii de pe ruta Nord. Ce zburăm noi în România Nord? Polonia, Ucraina, de fapt Ucraina, Polonia, Rusia. Ce mai zburați? Și trebuie să fac eu aici sub stejerelul ăsta un foișor. Ăsta o să crească foarte mare, are vreo 15 ani și uitați-l că nu s-a dus mai mult de atât. Să fac un foișor aici, să stau ca un columbofil devotat să aștept porumbeii de la zbor. Pe direcția asta. Eu și Leo.